Luni 29 septembrie, la Fălticeni, în prezența ministrului Justiției Robert Kazanciuc, a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii Adrian Bordea, a oficialităților județene și locale, a avut loc inaugurarea noului sediu al judecătoriei din municipiu. Gazdele au fost președintele Curții de Apel Suceava Maria Andrieș, președintele judecătoriei Fălticeni Emanuela Gabriela Deac, grupul de magistrați și grefieri a instituției fălticenene. Din rândul oficialităților județene au fost prezenți președintele Consiliului Județean Cătălin Chifor, prefectul Florin Sinescu, senatorul Ovidiu Donțu, șef ai unităților militare și poliției județene. În prezentarea făcută de președintele Curții de Apel Suceava Maria Andrieș, s-a făcut o trecere în revistă a modului în care s-a ridicat noul sediu. Tribunalul a fost desființat în 1951, iar judecătoria Fălticeni în anul 1968. Aceasta reluându-și activitatea abia în anul 1994, când i s-a atribuit ca sediu temporar o anexă și o magazie din clădirea primăriei, spațiul care între timp a devenit insuficient și nefuncțional. În ciuda condițiilor materiale precare, judecătorii și personalul auxiliar de la judecătoria Fălticeni au reușit să realizeze un act juridic de calitate, soluționând în cei 20 de ani de activitate 80.000 de cauze, așa încât mă folosesc și de acest prilej să le adresez din nou felicitările mele pentru activitatea desfășurată și pentru profesionalismul, abnegația și dăruirea cu care au înțeles să-și îndeplinească rolul în societate, cel de apărare a drepturilor cetățenilor și de prezervarea statului de drept. Tradiția de peste 200 de ani a justiției fălticenene, rolul și importanța justiției în societate, dar și solemnitatea pe care o implică activitățile judiciare, au reclamat tot mai frecvent necesitatea unui sediu care să corespundă standardelor europene și să constituie un adevărat simbol al justiției. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Adrian Bordea, a arătat că fiecare inaugurare a unui edificiu al justiției înseamnă un pas spre normalizare. De fiecare dată când inaugurăm un edificiu al justiției, ne bucurăm. Ne bucurăm pentru că înseamnă un pas spre normalizare. Înseamnă o obligație în plus față de magistrații care beneficiază de condițiile puse la dispoziție. În urmă cu două zile am participat la inaugurarea sediului Curții de Apel Iași și Tribunalului Iași, iar acolo am spus câteva cuvinte despre obligațiile magistraților, pentru că în legătură cu independența justiției lucrurile sunt clare și ireversibile. Dar pentru a păstra această independență, care este atributul fundamental al magistratului, trebuie să socotim imparțialitatea pe care magistratul trebuie să o ofere societății, pentru că societatea cere o justiție logică, o justiție etică, o justiție care să facă dreptate.